și au devenit oameni noi, cu noi viziuni despre viață și ceea ce avem noi în momentul de față. Pentru că de multe ori noi ne plângem că nu avem, nu știu ce, telefon sau nu ne cumpără părinții anumite lucruri, dar gândindu-ne la copiii pe care i-am văzut, care de fapt nu au un lucru esențial pe care noi îl avem, că suntem sănătoși și că putem să avem o viață de acum încolo și că oricând ne putem deschide noi orizonturi. În schimb, ei, lor li se închide în față foarte multe uși, deoarece au anumite probleme și este păcat, pentru că pierdem aceste lucruri. Sunt foarte fericită că Socolescu a făcut astăzi programul la RFI. Oh, minunat! Bun, timpul trece foarte repede. Cred că mai avem cam 5. Hai, mai punem acolo puțin, pentru că ar, 7-8. Eu mă deplasez acum pentru că am propus să cer scuze pentru Facebook. Să vorbim puțin și cu câțiva dintre foștii absolvenți, înainte de a trece la ora a doua. Cred că am să mai am